Tragedie pentru o familie din Petroșani, un băiețel de un an și trei luni a căzut de la etajul 4 al unui bloc. Copilul se afla sub supravegherea părinților și a căzut într-un moment de neatenție al acestora. Salvatorii au intervenit rapid și l-au transportat pe copil la spitalul de urgență din Petroșani, iar medicii de aici au hotărât trimiterea lui cu un elicopter la o unitate medicală din Timișoara. Băiețelul, în vârstă de un an și trei luni, era acasă cu părinții. Un moment de neatenție a fost de ajuns. Se pare că micuțul s-a urcat pe un taburet și de acolo a ajuns la fereastra care era deschisă. A căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia. În cădere, micuțul a plonjat pe o copertină, care a mai atenuat prăbușirea. Salvatorii ajuns la fața locului l-au găsit pe băiețel cu semne vitale și l-au transportat la UPU Petroșani. Echipajul sosit la fața locului a găsit minorul în stare de inconștiență. A fost stabilizat și a fost transportat de urgență la spitalul din Petroșani, unde în urma investigațiilor s-au descoperit multiple fracturi craniene cu hemoragie cerebrală, multiple fracturi costale cu pneumotorax. Copilul a fost intubat, ventilat mecanic. Din informațiile primite de la fața locului, căderea copilului ar fi fost atenuată de o copertină aflată la un etaj inferior. La sosirea echipajelor de intervenție, minorul prezenta semne vitale și a fost transportat la spitalul din Petroșani de către echipajul SAJ. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs incidentul. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Copilul se afla sub supravegherea părinților și a căzut de la etajul 4 al blocului de locuințe într-un moment de neatenție. Se pare că a urcat pe un taburet, fereastra fiind deschisă. La sosirea echipajului medical, micuțul avea semne vitale, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs incidentul, în cauză fiind întocmit un dosar penal pe sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Din păcate, starea copilului în acest moment este foarte gravă. Încă o tragedie în județ, un alt copil a căzut de la etajul 4, de această dată în Orăștie. Transportat de urgență la spital, micuțul de aproape 2 ani nu a mai putut fi salvat. Polițiștii vor continua cercetările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs această tragedie.